Trei, am promis că vreau la bani. Am mai primit câteva tricouri și toate sunt cu promisiuni de medalii pentru Jocurile Olimpice. Așa că Vlad e bine deocamdată, e campion european, medalie la Jocurile Europene, următoarea competiție pe podium, așa că e, cum să spun, e încă în parametrii de a-și îndeplini promisiunea odată cu acest tricou. Deci acum trebuie să tii de cuvânt, să-i dai... Da. Să vii cu medalia. Sperăm. La Jocurile Europene a reușit să facă o cursă fantastică. Ne-a surprins pe toți modul în care a câștigat, nu faptul că a câștigat. Și a confirmat imediat după aceea forma bună în care este. Ne bucurăm că a venit în România pentru câteva zile să participe la campionatul național. L-am asigurat de întreg sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Și financiar? Tot sprijinul înseamnă tot. Vlad știe despre ce vorbim, inclusiv stagii de pregătire. Pe 23 septembrie va merge la Paris, unde va fi o cursa preolimpică, da. Test eventul. Exact. Și am spus că poate vom participa și noi alături de el la acest eveniment. Am sprijinul Comitetului Olimpic Român, e foarte important pentru mine și foarte important pentru pregătirea mea. Momentan avem deja un loc pentru România, adică la ciclism, la proba care fac eu cross country, sunt primele 21 de țări în care, da, noi momentan avem un loc care o să fie aproape asigurat pentru și pentru anul care vine, așa că da, nu e 100%, dar 99%. Bineînțeles că motivația mea principală pentru anul acesta și pentru anul viitor este să obțin o medalie la Jocurile Olimpice și bineînțeles în timp mai scurt. Am campionatul mondial în 4 săptămâni, așa că aștept să fie o cursă bună și da, adică motivația e înaltă acum după campionatul european, așa că sperăm să fie bine. Am plecat din rândul al treia și la ce facem noi, adică dacă pleci din primul rând ai un avantaj destul de mare și da, la start nu am ieșit foarte bine. Așa că eram primul tur, cred că în jur de locul 30 și da, sincer m-am simțit foarte bine în ziua aia, era acel traseu care îmi venea destul de bine și da, adică să vin pe locul 3 în ziua aia a fost o motivație foarte mare pentru mine și chiar da, sunt adică da, de abia aștept pentru următoarele cupe mondiale, pentru următoarele curse. Pentru mine orice cursă e la fel de importantă, adică pregătirea mea pentru toate cursele este la fel, îmi place să, dacă merg la linia de susținere, să dau tot ce pot și să fiu 100%, așa că bineînțeles că am să concurez la maximul meu și sperăm să revalidez titlul de campion național. Prima cursă care am făcut în România a fost în 2016, dar la sfârșitul 2016, așa că înainte de asta nu am concurat niciodată cu el, dar da, întotdeauna a fost o rivalitate. Bună. Obiectivul meu principal de la începutul sezonului a fost să câștig o cupă mondială. Începutul sezonului a fost cum așteptam, sau nu eram la nivelul care mă așteptam și acum că sunt mai adică în forma sau la nivelul care am demonstrat și anul trecut că l-am, e obiectivul principal să câștig o cupă mondială și dacă se poate să termin și pe podium la general cupa mondială, ar fi ceva foarte, foarte bun pentru mine și pentru echipa mea.